Hai. Bă, în primul rând, foarte tare. Am dat din cap, din fund, din mâini, din tot. Mi-a plăcut foarte mult și, mă rog, mie îmi place metalul. O să vă pun niște întrebări foarte simple la început. Prima întrebare. Mă uit în telefon, nu mă uit în mesaje, dar trebuie întrebările scrise. Care este cel mai inutil lucru pe care îl poți lua cu tine la un festival? Poți să răspund? Da, poți să răspund? Da. Nu, răspunde tu, răspunde tu, că tu știi, tu ai luat... Fiecare! La... Un fier de călcat. Era steamer-ul. Tot fier de călcat. Nu e adevărat, este util steamer-ul. Pentru că ai hainele drepte. Da, da. Dar ocupă foarte mult spațiu, da, da, da. Alt răspuns? Cine mai dorește? Tu. Cel mai inutil lucru pe care îl poți lua la un festival ca artist sau ca gen enjoyer. Ca un normal. Ca average enjoyer. Un instrument. What? Ce poți să cânti la chitară în campus? Da, exact, pentru că e muzica foarte tare și nu o să-ți audă instrumentul. Ok, okay. That makes sense. Ok. Știu, cum se numește ăla de faci, cum îi zice, faci aluat, știi? De... Făcăleț. Făcăleț, făcăleț, făcăleț. Depinde pe cine întrebi, one man, one jar. Tu? Biletul de la alt festival. Biletul de la festival? De la alt festival. A, de la... Ok. E cel mai inutil, nu? Da, poate fi. Băutura preferată pe zăpadă. Aia care e rece. Apă plată caldă. Deci nu Guinness. Gin tonic. Ceai. Ok. Câini sau pisici? Da, le am pe ambele, dar... Le am pe ambele, dar aș alege câini. Ok, pisica te va urâ. Atunci haide să alternăm. Pisicii. Câinichii. Câini. Bun. Lucruri pe care le auzi și la un festival, dar și într-un film porno. Dă-i mai tare! Nu te aud! Următorul pe scenă. Dă cu toba aia! Zi, mă, cu vocea, zi! Ok. Continuați versul buzele tale. Pot să încep eu? Buzele tale, două metale. Buzele tale numai taclale. Buzele tale doar herpesare. Zi buzele tale, buzele tale. Zi așa, e forță. Buzele tale, buzele tale. Frumos. Schimbă. Eu când am conceput întrebarea asta, mă gândeam că toată lumea se ducă la buzele tale, duci cam era ochii tăi, îmi ia puterea, dar nu, lasă-ți. Bun. Bring Me the Horizon sau Linkin Park? Why not both? Alege, honey. Am crescut cu Linkin Park, deci Linkin Park. Clar, Linkin Park și eu. Bring me the horizon, man, you can't. What's new? New is better, man, I'm sorry. Da, BMTH. Frumos! Am o întrebare pentru Onel. Oh, shit. A câta trupă e asta în care cânti? Singura care... Băi, am pierdut numărul. Cât? Am pierdut numărul. Ai pierdut numărul? Da. Am înțeles. E ca și cum te-aș întreba cu câte femei te-ai culcat? Poftim? E ca și cum te-aș întreba cu câte femei te-ai culcat? Mam. Nu te întreba asta, te întrebam în câte trupe ai cântat. Da. Bun, tot pentru tine este următoarea întrebare. Știu că tu ai lucrat și în bar. Da. Și dacă ar fi să faci un cocktail, semnătura Hands, ce ar conține? S-ar numi Sex Brews. Sex Blues? Sex Brews. De la... Sex Brews, ok. Da, și-ar conține vodka, lichior de piersică, da, cranberry și blue curaçao. Aștept să-l beau. Mergem la bar mai încolo și îmi faci asta, da? Dar știi ce se numește Sex Brews? De ce? Pentru că prima dată când îl faci, este pământiu
și după aia își deschide culoarea cum, să, cum face o vânătaie, știi? Trece pe mai multe nuanțe. Să și ți l-am că... mai făcut și l-ai mai băut la bar. Băi, Onel a făcut, a fost pe, bă, pe bar la mine la o zi de naștere, a fost frumos. Da, a fost, da. Și i-am dat să bea băutura, să fac. A fost frumos. Vreau să-mi spuneți un moment penibil avut pe scenă, care trăiește rent-free în mintea fiecăruia. Pot? Pot să-l povestesc? Cine vrea începe? Îl povestești tu? Ai și tu la forță de la arenă. Oh my god, eram la arena în 2017 la lansarea OSO 2 cu Shatra Benz, moment super haos, făcusem Shatra se întoarce metal cu băieții, eram super excited și gen m-am hype-uit atât de tare încât m-am dus până la ultimul refren, gen am făcut încă un refren breakdown la jumătate, super hardcore, gen fix final de concert, păi și m-am dus, nu că în capătul scenei, aveam puțin și ajungeam la ieșirea din spate, păi și mi-am luat avun și am sărit, nu știu, vreo 5 metri, se vede pe filmare pe YouTube, un cad pe vreo 6 copii, bă, da, cad cu așa la pământ. Și mă urc înapoi pe scenă, continuăm piesa până la final, tra-la-la-la, cobor cu super arfe, fac mai drop, mă duc în spate, yeah! Și după aia vine tehnicul și îmi zice, bă, bro, unde ți-e la valiera de inir? Și zic, și mă întorc pe scenă, bună, mai devreme am sărit și mi-a căzut-o și vine un copil așa cu ochiul distrus. Asta, zic, da, mersi. Da, asta. Credeam că spui că ai găsit-o pe OLX. Next. Ia zi. Ok, noi eram la un festival, era primul meu festival, I was very excited, și era domnul cu camera, mă filma într-un moment foarte intens și am vrut cu mâna mea dreaptă, cu care țineam pana așa, să arăt așa super metal, gen în cameră, dar aveam camera aici, așa că ce a ieșit a fost asta. Și am plecat așa, sper dubios, gen, sper să, na, n-a fost nimic personal. A fost super drăguț cum mi s-a schimbat fața, că am văzut momentul genea cameramanul. Bun, bun. La primul concert Hands, țin minte foarte bine, îmi rupeam capul pe o piesă. Și nu știi. Pe nu știi. Nu știu piesa, ok. Nu știu piesa exact. Și în timp ce făceam handbang, mi-a căzut cinelul fix în cap în cel mai dezastruos mod posibil. Super. Handbang sau headbang? Mamă, penibil. Cu hands. Câte și nu câte. La bulă. A, la Brunău, tot de acolo. Sau nu, cel mai penibil a fost la Buzău. La Buzău! La Buzău! Am fost la Buzău în turneu și, ba, eram, băi, m-am întors acasă, ești nebun și zic că, ia, Buzău, stă acasă și s-au auzit greierii. singurul moment în care au reacționat niște oameni a fost la final, când m-am, băi, deja eram gen, ha, mă, mers. Au venit niște băieți care nu ascultau genul nostru de muzică. Așteptau și le-a spus Răducu, ha, mă, să moară familia mea. Bă, știi și s-au ridicat aia de jos. Frățioro! Se știe! Rupe în baraca în seara asta, da. Frumos, am făcut frumos. Show, da, pe ultimele 30 de secunde din concert. Yeah, it was dope. Următoarea întrebare, mie îmi place foarte mult ce faceți voi și Răducă este, chiar mi se pare că ești unul dintre cei mai șmecheri surești de la noi din țară. Stai, mulțumesc. Pe scrimăraie și pe așa. Și întrebarea este, când facem un cover BMTH împreună? Holy shit, any day. Any day of the fucking week. Și vreau să mă iei de mână frumos. Yes. Să-mi răspunzi. De ce mi-ai dat unfollow? Place. Nu, eu răspuns foarte simplu la chestia asta. Luca mi-a zis, man, ai 2000 de oameni la follow, sunt mult prea mulți, dă unfollow. Și am luat pur și simplu lista de la capăt în sus și am dat la absolut toată lumea. Easy. No hard feelings, pur și simplu am dat. E ok că după aceea ți-am dat și unfollow. Mi se pare absolut normal, nu postez decât câini. Sincer, m-a durut că noi ne vorbeam, eram apropiați. Pentru fiecare dintre voi am un sticker, să aveți o zi suportabilă. Sunteți foarte tari, serios, și mi-a plăcut foarte mult show-ul vostru. Mulțumim! Și vă aștept să cântăm împreună în baie. Serios, yes. Vreau să facem ceva de la BMTH. Facem. Yes. Vă mulțumim. Pace cartierului. Noi suntem Hands. Pace Sick Music. Pace Virgin.